Estera și Sami, invitații noștri din seara aceasta, sunt convinși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Sper că așa sunteți convinși și voi, sper că această convingere nu vine doar din citirea Sfintelor Scripturi, pe care trebuie să le credem că ele sunt cuvântul inspirat, cuvântul lui Dumnezeu, dar sper că și uitându-vă în viața voastră ați văzut că Dumnezeu așa conduce lucrurile ca să se împlinească planul Lui și voia Lui pentru noi este bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți să discutăm. Mulțumim pentru invitație. Domnul să vă binecuvinteze. Cum v-ați defini ca familie, dacă v-ați descrie cuiva, cum v-ați defini? Una în Domnul. Una în Domnul. La fel. La fel, da. Așa, una în Domnul. Asta, ce să înțeleg eu, una care are o relație personală cu Dumnezeu, una care este desăvârșită, una care în umblarea ei cu Dumnezeu țintește spre lucruri mari, deși trăiește lucruri frumoase. Ce să înțeleg eu asta? Da, țintim spre o relație perfectă cu Dumnezeu și da, încă nu cu altul. N-am ajuns, nu am ajuns, dar țintim. Da. Bun, nu am ajuns. De unde am pornit? Hai că-s curios, la voi asta trebuie să mă lămuriți primul lucru, să-mi spuneți cum v-ați căsătorit. Adică cum v-ați întâlnit, cum, care pe cine a convins, care a trebuit să plângă mai mult, care a trebuit să îi se facă inima cât purecele, că dacă ăla alt nu zice nu. Așa că începem cu tine, Estera. Zi, cum a fost? Da. Clar că Sami m-a cucerit pe mine, el a fost primul care a luat inițiativa. Ne cunoșteam foarte puțin, el se ocupa cu ceva telefoane, la un moment dat mi s-a stricat telefonul și am apelat la el ca să-mi dea o baterie la un telefon și acum așa... Acum încep să înțeleg cu toate lucrurile lucrează, deci da. Te super că ți se strică telefonul. Da, m-am supărat că mi s-a stricat telefonul normal, și da, da. Normal că... Și te-ai dus la un specialist. Normal. El fiind singurul care s-a ocupat de așa ceva, a trebuit să-mi repare telefonul. Și n-aveai nicio treabă cu el, nu? Nu, chiar deloc. Este o chestie strict de serviciu. Da, de serviciu. Și așa ne-am cunoscut, așa... Ți-a plăcut cum a reparat telefonul? Da, foarte bine, a funcționat foarte bine. Și așa am început să ne cunoaștem. A trecut o perioadă, nu am vrut să fiu prietena lui, o perioadă destul de lungă. Dar de ce? Nu știu, am curiozitățile mele, că erai mofturoasă sau de ce? Nu, nu neapărat, nu mi se părea că... Că e pentru tine. Că e pentru mine... Nu trebuie să ai neapărat o explicație. Da. Nu, că eu prima dată când am văzut-o pe actuala soție, am spus, nu-i pentru mine. Da, mi se părea că, cred că e un pic jmecheraș pentru mine și el e foarte glumeț, soțul, și glumește foarte mult și credeam că doar... Te-ai obișnuit cu chestia asta sau încă? Da, da, amândoi suntem de fapt veseli, dar mă gândeam că e doar o chestie așa... Ah, deci să înțeleg că tu poți fi o veselă serioasă, dar el nu poate fi un vesel serios. Interesant abordare. Poate să fie și serios, da. Dar am zis că nu vreau să fim prieteni și până la urmă... Bun, dar cum a ajuns el să vină să-și ceară prietenia, așa, numai de la un reparat de telefon? M-a tot sunat să ieșim împreună, clar că nu am vrut să ieșim împreună. Deci m-a sunat de mai multe ori și la un moment dat unde a avut el numărul tău de telefon? O făcut rost de ceva, se beșuie foarte mic. Și da, am înțeles, da. Mergeam la biserici diferite, eu eram din Biserica Pentecostală, el din Biserica Baptistă și ne cunoaștem toți, să ne cam cunoaștem biserică. Și la un moment dat am zis, o să ies, să-i spun că nu, că n-are nu nicio are rost, jos, dar o să ieșim. Copile, bagă-ți mințele în cap și nu pierde minutele cu mine. Nu mai pierde vremea cu mine și în momentul în care am ieșit, să-i spun că să nu mă mai sune că nu are rost. Hotărâtă. Foarte hotărâtă. Așa mi se pare, fete dintr-o bucată. Ne-am dus undeva să povestim cu mașina și sunându-mă câteva luni, cred că chiar o jumătate de an, la un moment dat, când ne-am întors, ne-am dus să ne plimbăm, era vreo 30 de kilometri de Sebeș. N-ați luat-o înspre Transalpina? Nu am ajuns chiar acolo, dar... Păi încă nu era făcut drumul, nu era corect, da? Corect. Era o femeie la ocazie, bătrână, cu desagi în spate și... M-a întrebat dacă sunt de acord să o iau la ocazie. Drăguț din partea lui, da. Că te-a întrebat.
Că s-o gândi la femeie. Da, era foarte cald, era cu o fetiță și femeia chiar mergea la spital și m-a impresionat foarte tare gestul Sami. Atunci nu era are un pic de suflet totuși, nu-i chiar și așa. Am zis, cred că e un băiat foarte bun și are un suflet foarte frumos. Și ce repede te-ai schimbat. Da, atunci automat am zis, cred că merită să-i dau o șansă și să încercăm, pentru că cred să că mă mai sune. Da, să mă mai sune că cred că e un băiat foarte bun și eu am o simpatie și o dragoste față de oameni în vârstă. Cred nu, că m-am gândit că ține ceva de tine. Da, trebuie să ai tu un suflet mare pentru ei, că prea te-a, adică hai să fim serioși, domne, odată, deci te duci să-i spui clar că nu, da. Odată face gestul, teoretic nici nu stai să te gândești dacă îl face ca să te impresioneze pe tine sau că asta e în sufletul lui și pe tine te topește. Da, m-a topit foarte tare chestia asta, ținând cont că m-a sunat cam 6 luni să ieșim împreună și în momentul în care am ieșit, să fim doar noi doi, oprisea o femeie la ocazie și a dus-o până la spital, i-o dat jos de sagele și m-a impresionat foarte tare. Bun, dar acum, pe bune, tu asta o aveai în inimă sau da, atunci? Da, deci, acum, nu i-am făcut reducere la baterie, asta vreau să precizez, dar nici nu puteam trece pe lângă femeia aceea, era cald, era iulie, august și zic, mă, nu suport. Și ce te făceai dacă zicea nu? Îi dădeam notă. Deci o ascultai că ai ieșit cu ea, da, dar nota i-o dădeai, am înțeles. Vezi, eu spun la fete și la băieți că totul se contabilizează, chiar dacă totul se contabilizează. Uite cum a folosit Dumnezeu un om. Da, o femeie bătrână și cu un copil care mergea la spital. Da. Poate o duceam și dacă nu eram cu ea împreună, să zic așa, dar era prea cald și prea... Să trec, să nu fac un bine, mi se părea ceva... Hai să spun o chestie, acum unii nu o să înțeleagă ce vorbim noi, poate nu o să dau nici foarte multe detalii. Ne întoarcem de la o evanghelizare noaptea, pe timpul comuniștilor. Da. Nu aveam mașină, m-a dus cineva cu mașina și ajungem într-o localitate. Deci am întrebat, eu cam știu răspuns. Astea nu le poți face jucând teatru. Da. Deci astea sunt în sânge, da. Piciorul merge pe pedala de frână, nu-l poți opri, că știi că trebuie așa. Și ne întoarcem de la evanghelizare, eu așa, eu nu prea par, că eu pot să pozez așa, eu pot trăi în interior, nu știu dacă e bine sau rău, pot trăi în interior orice și pe din afară să fiu piatră, să nu se vadă nimic, toată lumea, și dacă eu plâng înăuntru, pe din afară, pot fi vesel, în fine, treaba asta. De asta, pentru mine, versetul din Proverbe, că în mijlocul râsului inima poate fi tristă. Eu l-am înțeles, nu intrăm în detalii. Dar probabil crescut și în familie și în biserică cu aplecare înspre oameni, chestiile astea mă marchează. Și ne întoarcem noi pe timpul comunistilor noaptea și într-o localitate târziu noaptea unul ne face semn că a rămas cu mașina. Eu nu eram șofer, dar îi spun la ăsta nu. Eu zic, băi, ce faci? Oprește. Păi cum să oprim noi noaptea la cine? Păi lasă filmele și istoriile, oprește să vedem ce și cum. Păi n-avem cu ce ajuta. Mă, nu contează. Cum adică? Gata, oprește mașina. Nu cred că o dată înapoi, că a oprit imediat mașina. Se duce șoferul să discute, vine înapoi. Văd că e total schimbat. Știi, vai, dar cu ce vă putem ajuta? Cu nu știu ce. După ce intră, știi? Păi zice, știi cine e asta? Era băiatul șefului securității de pe regiune, ăsta l-a recunoscut după nume. Și ăla, cred că i-a spus deschis, băiatul a fost la distracție, nu știu ce, și i s-a terminat benzina acolo. Și a zis, bă, dă-mi și mie ceva să ajung acasă, îți spun cine sunt, îți dă tata tot ce trebuie înapoi. Acum ăsta, gata, că... Și după asta am zis, băi, omule. Deci, acum văd că te-ai schimbat total, hai să ne gândim la ce ne spune Evanghelia. Da, deci eram sigur că nu a oprit pentru tine, a oprit că, da. S-a și dovedit de-a lungul anilor că are un suflet bun și un băiat credincios și bun. Deci el a știut să ducă și bătrânile cu mașina și pe una și tânără. Și pe cele mai tineri. S-a meritat atunci. S-a meritat. Da. Ce ți-a plăcut la ea? Ai făcut rost de numărul de telefon? Păi îmi plăcea că era veselă și era deschisă. Puteam să vorbim ore întregi, deși era scump atunci telefonia, dar nu conta. Bun, acum vorbeai pe banii tăi, nu pe ei. Nu? Corect, nu sunam cu taxă inversă, dar
Mi-a plăcut caracterul ei și frumusețea interioară și... Băietul cu frumusețea interioară, zici tu, și pe aia dreaptă, doar când a venit prima dată să-i repari telefonul, ai văzut o frumusețea interioară. Ți-a plăcut telefonul? Da. Da, înțeleg. Da, ți-a plăcut exterior, de fată, da, exact. Ți-a plăcut de fată, ai văzut că e frumoasă, după asta ai văzut că e de bun simț, probabil ceva diferit decât la alți clienți, da? Da, da. Și ai zis că merită să... Merită încercat. Merită încercat, de ce nu? Bun. Și cam cât i-a luat chestia asta? Deci cu bătrâna te-a lămurit că îi dai șansă, și? Da, și a trecut o perioadă și... Bun, o perioadă, nu, cu mine, eu sunt foarte încurcat la treburile astea cu o perioadă. Eu le zic la mulți, pentru noi, pentru bărbați, chestia asta cu o perioadă sau mai târziu e foarte interesantă. Eu nu vreau să vă spun la ce mă gândesc acum, că nu, o să zic că unii că nu suntem chiar pocăiți, dar de ce să nu o zic așa și nu am zis-o nicio emisiune, poate mă scap acum. Dacă vorbești de familie, mai devreme sau mai de zi, au ajuns și la relația intimă, știi, să discuți despre relația intimă. Și eu câteodată zic, bă, faceți-le un bine la bărbați, nu zi mai târziu sau un pic mai târziu. Iau și începe să râde, ea deja știe filmul, știi? Că zic, în mintea unui bărbat, ce înseamnă mai târziu? Dacă ea, zici, mai are două vase de spălat și gata, s-a rezolvat. După asta, zici că hai că doarme fetița, când o întrebea, zice, mai târziu m-am gândit la toamnă. Băi, frate, spune, o zi, două, șapte, nu... Deci, ce a însemnat perioada asta puține? O lună, 70 de ani, cât? Până ne-am căsătorit sau... Până când, deci tu ai plecat de la, îi dai șansa, da? Da. Când ți-ai dat seama că totuși da. A meritat? Când... Că a meritat, că... Că i-ai dat șansa și că... Da, da, a durat câteva... luni, cred că câteva luni. Că așa mă gândeam, așa de simplu, zicea câteva luni, da, știi? Câteva ție luni. Cum ți-a fost? Nu știam că avea de gând să-mi zică stop relație, dar ce vorbim noi se întâmpla în 2004 și noi ne-am căsătorit în 2011, deci... Da, deci am avut o perioadă în care... Da, deci ne-am... Deci profetic am întrebat asta cu un pic mai târziu. Da, deci am avut o perioadă în care am vorbit câteva luni și după aceea am pus punct relației noastre și ne-am regăsit după... Adică tu ai pus punct? Amândoi, de comun acord. Da. El nu mai putea și tu... Da. Da, și după aceea ne-am reîntâlnit după... în 2010. Da. Și după o jumătate de an, la sfârșitul 2010, ne-am căsătorit că... destul de rapid. Bine că destul de rapid, iar ne cunoșteam. Da, 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 iar e o chestie relativă, da. Jumătate de an destul de rapid, mai, dar nu, să mai zicem mult, că... cred că un pic. Ei, era și fain dacă o luai iară de la zero, știi, da. De la bătrân, atunci, cred că la ora asta erați logodiți, da. Da. Bun, bun. Bun, hai să vedem noi un pic, că asta e partea faină, știi, am sărit direct la maturitatea voastră, dar... Bănuiesc că nu v-ați născut maturi, nu? Ziceți-mi un pic despre familia în care v-ați născut. Eu m-am născut lângă Câmpia Turzii, într-o familie de penticostali. Părinții mei au fost credincioși. Sunt cea mai mică din familie. Din câți? Din 9 frați. De 7 fete și 2 băieți. Ce să mă gândesc acum la băieții? Răsfățați, da, na. Da. Că e ori săraci, ori răsfățați, da. Răsfățați. Erau mai mici? Mai mari. Ca mai mari. Eu sunt cea mai mică din toată familia. Și atunci ei erau printre primii? Sau? La mijloc, chiar la mijloc. Deci a fost. Prima dată au fost 4 fete, după aceea ei 2, unul după altul. Și după aceea încă 3 fete. Și ce ți-aduce aminte frumos din... Din familie mi-aduc foarte multe lucruri aminte, special mama, care a lăsat o amprentă foarte frumoasă și o are și acum față de noi, foarte credincioasă, o femeie care îl iubește foarte mult pe Dumnezeu și care are o blândețe rară, care nu s-a certat cu nimeni niciodată, da. La are 80 de ani, împliniță în februarie. Doamne, să bine. Și chiar anul ăsta am întrebat-o dacă s-a certat cu cineva vreodată și mi-a spus că niciodată nu s-a certat cu nimeni. Și pentru mine, în primul rând, e Domnul, modelul meu de viață și, în al doilea rând, e mama, care am învățat foarte multe lucruri frumoase de la ea și care învăț în continuare de la ea. Prin... Cu atâția copii și să nu... Da, o știu și știe foarte bine să gestioneze lucrurile și să
nu urle, să nu să vorbească frumos, să aibă răbdare cu fiecare, să... Bănuiesc că de mustrat vă mustra. Da, dar avea un stil în care ne mustra încât făceai de drag, nu trebuia să zbiere sau să urle, trebuia doar să-ți spună că țin minte și acum, tot timpul când făceam câte un lucru care poate nu-i plăcea la Dumnezeu sau ei, doar atâta mă întreabă sau ne întreba, crezi că la Domnul ar place? Ce faceți voi? Momentul 2... Era mai tare ca o bătaie asta. Da, deci putea să facă orice, dar în momentul 2 clar că erai, te gândeai. Și ne-au crescut cu multă rugăciune, s-au rugat foarte mult pentru noi, au postit zile întregi, toată viața au postit și postește în continuare. Cum putea o femeie cu mai mulți copii să-și facă timp și de rugăciune și de asta? Că bănuiesc că n-avea două slugi. Nu. Și după cum spui, nu cred că tata stătea tot timpul acasă să se împiedice de el. Tata a muncit, avea servici, locuiam la țară, tata muncea și la câmp, avea și servici. Ia, pot să zic că nu a crescut. Nu că mă gândesc, fără să judec, eu da. Încerc să mă judec pe mine, dar nu pot să nu analizez lucrurile. Și vezi câteodată că sunt părinții, sunt bunicii care sunt și ei tine cu tare și un copil la mijloc și n-avem timp nici pentru el, nici pentru rugăciune, nici pentru... Și mă confrunt, sincer, mă întreb oamenii ăștia, cum ai descriu pe maică ta, o femeie care a crescut cumva cu frustrarea asta că nu a putut să se bucure în viață, să facă nu știu ce, că v-a avut pe voi copii, sau o femeie mulțumită? O femeie foarte mulțumită, nu prea am auzit-o să fie nemulțumită de ceva, fiind foarte credincioasă, primea lucrurile cu foarte multe bucurie și pe noi ne-a primit cu foarte mare bucurie. Eu chiar am întrebat-o la un moment dat, știi, mamă, eu am fost a noua, așa că pe mine poate ai zis, vai, mai bine a noua, și m-a impresionat foarte mult răspunsul ei. A spus, te-am primit cu bucuria cum am primit-o pe prima ta soră. Și te-am iubit și te iubesc ca pe toți la fel. Deci niciodată mama mea nu a făcut diferență între noi. N-ai uitat chestia asta? Niciodată. Niciodată. Te-ai gândit vreodată, Doamne ferește, dacă ți-ar fi zis, mă, fată, crezi că uitai dacă ți-ar fi spus? Nu cred. Ai venit uita. Și mi-ai dat viața peste cap. Nu. Asta încerc să le spun părinților când am ocazia. Să poți să-i spui copilului tău, te-am primit cu bucurie și cu mulțumire, sau să taci, nu trebuie nimic, numai să te întrebe ceva copilul și să taci, sau să întorci capul, sau să zici că ești prea aglomerat, că oricum copiii pricepi, să-i mai spui și că ți-a încurcat viața, nu cred că îi trebuie altceva la copilul copil respectiv. Vin la tine, Sami, stai acum, nu pot, că am prins aici frecvența, dar chiar merită auzit. Și voi, frații, a fost ok, v-ați împăcat, ca și copii, războaie civile, da, ceva. Ca și copii, clar că mai aveam divergențe, dar suntem o familie unită, suntem foarte unite. Mama și tata și în special mama, care o sta mai mult cu noi, tot timpul încerca să zică doar lucruri frumoase despre fiecare dintre noi. Și chiar dacă unul dintre frații mei sau surorile mele ar fi spus, uite, sora mea a zis așa, ea zicea, ți se pare. Nu, sora ta n-ar fi fost în stare să zică i-a chestia asta. Ea a fost omul păcii. Omul păcii și omul care tot timpul a încercat să pună, să scoată doar lucruri frumoase în evidență, zic. Și atunci suntem o familie unită. Dar și asta cred că v-a ajutat. Foarte mult. Că foarte acum mult. Voi erați conștient și de alea rele. Da. De multe ori chestia asta cu efectul invers, știi, funcționează foarte bine. Tu când zicea mama, tu zicea, mama, lasă că și tu și eu știu că nu a fost chiar bine, dar uite, partea... Dar fetele de la ce se pot certa? Băieții, nu știu, de la fotbal, de la fetele, de la ce se pot certa? De la orice. De la orice, e bună chestia asta. Bun, Sami, de unde vii tu? Eu sunt al treilea dintr-o familie cu 4 copii. 2 surori mai mari, una mai mică, deci am fost și eu răsfățat. Asta e bine, da. Așa, am crescut într-o familie de... Oameni credincioși? Oameni credincioși, da. Părinții mei în Biserica Baptistă. Am mers de mic la biserică, la grupe de copii. Am fost, într-un fel, expus la cuvântul lui Dumnezeu, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții care i-am și care mi-au îndrumat pașii. Am
într-un mediu benefic pentru mine și pentru asta. Ca și copil, cred că am avut o copilărie fericită, cu multe lucruri, poate în plus față de alți copii, era în vremea comunismului, și mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei pentru creștere, educație, toată grija care au purtat-o și mie și surorilor. Te-ai gândit vreodată așa, în sinceritatea ta, că părinții puteau face mai mult pentru voi și n-au făcut? Cred că ne-au dat, cred că cam tot ce se poate da pentru un copil. Acum nu trebuie să-i dai chiar tot la copil, că îl handicapez, cred că părerea mea, dar nici să vadă că costă tot ceea ce îți pune pe masă sau cu ceea ce te îmbracă sau lucrurile care ți le oferă și până la urmă cred că scopul nu-i să-l faci pe un copil rege sau să-l știe că trăiește și dacă ești trengar sau așa, să mai ia și nu iau dacă trebuie. Acum, nu, disciplină, nu disciplină, mai contează cum, dar bun, că adevărul este că, deci eu zic că părinții au fost înțelepți, indiferent că au folosit lingura sau șlapul sau palma sau nu știu ce, ideea este când disciplinezi copilul să-l doară. Și am auzit mărturii, deci sunt la unii, cu vorba nu poți realiza nimic. Deci orice îi zici nu ține. Deja va ști că zice că la unul o vorbă face mai mult decât bâtea. La unii numai bâta face. Deci e clar, vorba nu mai contează. Dar ideea este să ai înțelepciune din partea lui Dumnezeu, să vezi cum cu fiecare, în funcție, că la același copil, azi poate fi într-un fel, mâine poate fi altul, se schimbă vârsta și toate celelalte lucruri. Voi ați avut tangențe de mici cu biserica. Ce nu v-a plăcut în biserică și ce v-a plăcut? Mie mi-a plăcut foarte mult rugăciunea din biserică, relația fraților în biserică, care era foarte frumoasă și se ajutau foarte mult, aveau relații frumoase frații în biserică și asta mi-a plăcut foarte mult în biserică. Și ce nu mi-a plăcut, nu știu ce să zic, au fost lucruri frumoase, nu vreau să zic lucrurile care nu mi-au plăcut, pentru că a fost ok. Mi-amintesc cu drag de biserica unde am crescut. A, nu, că dar îți dai seama că nu judecăm pe nimeni. Dar așa, deci eu le-am spus mie ce nu-mi plăcea la rugăciune. Deci nu, ce nu-mi plăcea la biserică? Rugăciune. Rugăciune. Păi ne punea pe genunchi. Era vremea aia când toată lumea, într-o bisericuță mai mică, toată lumea cum se ruga la noi pe rând, erau bătrâni pe care îi apreciez foarte mult ca fiind înțelepți. Că mă gândesc așa, oameni simpli care zic, eu știu să mă încurc în rugăciune, aveau rugăciunea lor cumva făcută, dar foarte, foarte frumos. Și unii mai săreau cu o frază. Noi copiii știam, vezi că ăsta au sărit acum cu chestia asta, așa. Dar m-am gândit, bă, decât să bată câmpii și noi copiii să, că și noi eram prăpădiți și decât noi să râdem, nu știu ce, mai bine știm că omis fraza asta astăzi, dar încolo era bine. Dar la modul practic, asta însemna un aproape 25 de minute pe genunchi cu frații, un aproape 25 cu surorile, că era ora de rugăciune și ce era? Cântarea cu tare. Și nu era atunci, în zona în care nu era cu periniță la genunchi, te puneai pe niște podele de nele, te dureau genunchii de numai și nu prea voi să miști în front. Deci era altă generație, știi, eu le spun, tata, noi am avut un mic harmon și era bătălia cine se după harmon să nu ne vadă tata de la ambon. O prea încăpeai acolo, care cumprindea acolo rândul. Și am zis, mă, nu știu ce-a făcut tata, odată un frate de-a meu, nici nu știu ce-a făcut. Nu cred că a făcut mare lucru. L-a văzut tata de la ambon, l-a luat-o, a ieșit cu el până afară din biserică. Ce i-o fi explicat în limba rusă, nu știu, că de atunci noi toți am stat ca sfinți în biserică. Deci era, na, asta nu-mi plăcea. Dincolo îmi plăcea că comentam în mintea mea, a, aici n-o zis așa, dacă aș fi eu în locul lui, să... dar rugăciunea nu mi-a plăcut. Mă duceam, dar nu, pe ce nu, nu mi-a plăcut de nimic. Cred că acum îmi amintesc ce îmi plăcea, programele care erau prea lungi. Rugăciunea îmi plăcea pentru că crescând biserica penticostală noi ne rugam toți odată. Când eram copii, clar că noi ne rugam, frații erau toți cu ochii închiși, noi nu ne rugam tot timpul când eram mai mici. Ai avut momente în care te-ai rugat pentru ei, Doamne, dă să fie mai scurt sau ceva. Nu mi-amintesc, dar mi-amintesc programele care erau lungi când erau zilele de vară, în special,
Și bun, lungi pentru generația tânără ar trebui să spui, începeați la 9. Începeam la 9 și de multe ori nu gătam, poate de multe ori gătam la 12, la 1, cam așa. Și ca și copil mai era foame, nu aveam voie să mâncăm la biserică. Da, nu era apă, nu, ce vorbești, la biserică te-ai dus să te închin. Da, noi, deci noi eram obișnuiți până la 12 jumate 1, că și la noi era de la 9 până, da? Dar că doar nu te uitai la ceas, da. N-aveau ceasuri. Dar țin minte, eram adolescenți și ne-am dus în misiune, nu știu, și la o nuntă sau ce-a fost, dar o foame pe noi. La 3 fără un sfert se ridică fratele și zice, fraților, acum o cam picurat Duhul Domnului astăzi, ar trebui să ne oprim cumva noi. Păi ce-o picurat? Adică dacă până la 3 o picurat, ce era dacă dădea cu găleata? Deci vorbim de ceasă, dar a fost bine așa. Da. Cum a fost la voi? La noi, mi-aduc aminte că mergeam regulat la biserică și ca și copil, cred că am învățat o disciplină de a nu lipsi de la casa lui Dumnezeu fără motiv, dacă, doar dacă ești bolnav sau așa, sau ești plecat. Sau dar nu prea erai bolnav, na? Boala nu era așa de ușor diagnosticată. Da, adică era faptul că ai tușit un pic, da, de ai pe drum, boală, da, nu era problemă. Da, exact. Boala era dacă zăceai la pat și nu te puteai mișca. Exact, exact. Programul era, cred că la fel, de la 9 la 12, duminica, dimineața, seara vreo 2 ore și cred că a fost ceva normal să mergi la biserică, nu era ceva nimic extraordinar să te întâlnești miercurea, sâmbăta, duminica, nu mi se părea nimic. Era anormal dacă nu te duceai. Era anormal, da, exact, să nu mergi, să nu ai acea comuniune sau întâlnire cu frații, părtășie. Și voi arătați mai tineri așa, dar după cum povestiți, ați prins un pic și, da, interesant. Sunt chiar așa tineri. Da, nu sunteți chiar adolescenți. La ce vârstă ați hotărât voi să vă puneți problema unei relații personale cu Dumnezeu? Dincolo de familie, biserică, cum să zici, vreau eu, relația mea cu Dumnezeu. Eu aveam 17 ani. Când... Asta înseamnă că erai în liceu? Da. Bun. Da. Și a fost simplu? Nu a fost simplu, dar îl iubeam foarte mult pe Dumnezeu. În perioada am avut o întâlnire cu Dumnezeu specială și atunci mi se părea că e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Deci dragostea de Dumnezeu, da, a depășit da, frământările celelalte. Nu, asta îmi place mie, oamenii să spună sincer, nu că noi nu ne-am fi, da, dorit și altceva. Că toți ne doream anumite lucruri, toți am avut frământările noastre, temerile noastre, dar dacă ceva e mai tare, acolo se câștigă. Da. Dar nu ți-ai pus problema, mă, că-s totuși mai multe fete prin adunări, băieți mai puțini? Nu mi-am pus problema, da, asta. M-am gândit că dacă o să stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu să îngrijească și de lucrul acesta. Nu mi-am pus problema. Dar cam pe la ce vârstă ai început să te gândești la măritiș? Niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc tânără. Am spus că după vârsta de 26 de ani o să mă căsătoresc. Și m-am ținut de cuvânt. Te-ai ținut de cuvânt. Da. Da. Bun, până nu am terminat toată școala care mi-am propus-o și... Bun, dar nu poți să fii și îndrăgostită și cu prieteni și cu tare și cu școală și toate să le faci bine. Ba, da, poți, dar... Nu era cazul tău. Nu era cazul meu. Cred. Ce ai făcut după liceu? Am făcut 3 ani pozițială sanitară, am lucrat asistentă medicală și în timp ce și lucram am făcut și facultatea de drept. 4 ani. Sami, e bună la drept? Da. Și îți mai propui să câștigi vreun caz sau... O las pe ea să pledeze. Nu, că ele deja au în sânge chestia asta. Adică, știi, mă gândesc la câte un băiat care, ai frate, ce-am găsit unul, e avocat, e jurist, e cu tare. Eu stau, mă uit așa la el, zic, nu știu, speri vreodată. Ea când vine acasă, eu cred că nu țin sânge un pic să... Nu profesez. Nu profesez, da, da. Măcar nu mă știi cum, da. Da, de dragul lui Sami am renunțat cam la tot ce am, școala care am făcut-o. Ah, bun, dar e bine că spui zâmbind. Da. Dar câteodată ai așa câte un gând în inimă, că ar fi bine să... Da, ca și asistentă, mâine m-aș întoarce. Deci am lucrat 11 ani asistentă medicală și iubesc ce am făcut. Am făcut cu foarte mare dăruire și
îmi doresc să mai lucrez ca asistentă, iubesc să ajut oamenii, asta e menirea mea. Hai că și venim acolo să-l întreb pe Sami cum a fost. Când te-ai hotărât tu pentru Dumnezeu, cum a fost? Țin minte că după Revoluție se făceau evanghelizări și am fost odată la Casa de Cultură în Sebești. Erau veniți americani și atunci țin minte că mi-am predat viața în mâna Domnului, dar pasul, botezul l-am făcut la 17 ani în biserica noastră baptistă și cred că Dumnezeu a avut un plan cu mine de la început, clar că El cunoaște toate lucrurile, dar cred că nu m-a lăsat să mă depărtez de El, deși aveam eu multe idei în cap, să zic așa, ca și adolescent, ca și băiat, normal. Așa, dar cred că Dumnezeu a lucrat așa cum știe numai El să lucreze și nu m-a lăsat să mă duc la școala care vreau să mă duc după clasa 8-a să mă fac mecanic auto, m-am dus la liceu, Sebeș. Și ar fi plăcut să-l vezi cu vazelină. Da. Când... Mecanicul o să facă da, el. Nu știam altceva atunci. Da, și... s-a plăcut. Și... Da. Exact. Dacă... Nu că n-ar fi bine, adică da, sunt da, mecanici super. Foarte știi, bine, da. Dacă faci cu dăruire da. Ce faci. Nu e nimic de condamnat în chestia asta, dar atunci așa vedeam lucrurile. Am făcut... Să ai tu tractorul tău. Aro sau ce visai? Ce era atunci? Hai, zic că fratele meu la noi era cu BMW-uri, cu influența nemților, am înțeles, da, da, am urmă să te încerc. Da, da. Da. Da, și Dumnezeu m-a ajutat de am făcut liceu economic, în Sebeș, după aceea facultatea de științe economice, finanțe, contabilitate, specializare și pe urmă, după vreo 4 ani după ce am terminat, am făcut și facultatea de informatică. Nu m-a avut vreme, dacă da. Tu tot l-ai pus în stand-by, mai sună pe peste un an, să fac nu pierzi timpul degeaba. Face școală, da. Da, de timp să ruga. Bun, aveți copii? Nu avem copii. Deocamdată? Deocamdată. Da, îi așteptăm. Așteptați, că știi, da. Până la 89 de ani, aia au râs și cealaltă a râs, știi, și a fost și bine. Îi așteptăm. Da, a fost binecuvântări, că da, să nu se știe niciodată cu da. Asistența, știi, dacă... Dar ai renunțat la slujirea oamenilor sau la bani pentru slujirea oamenilor? Slujești oamenii sau nu-i slujești? Încerc, da, să-i slujesc. Îmi place să slujesc oamenii, da. Asta. Acum, deci tu ce profesie slujești? Sau să facem lucrurile să iasă bine. Să alegem soluția cea, cea mai bună. Bună. Chiar dacă avem păreri diferite. Da, nu poți să ai aceeași părere. Care e cea mai bună pentru noi ca și familie, ca și business. Cum, hai să pun întrebarea asta riscantă. Poți fi o mărturie în business, o mărturie creștină? Da. Pentru oameni. Chiar poți. Eu zic că chiar într-un business poți să fii o mărturie. Mi se pare că e cu ce locul. Se începe? Cu vorba sau cu fapta? Se începe cu Dumnezeu. Am început, de la început am pus, zic, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta aici, să fie și un mod de a vesti cuvântul Tău. Nu știam ce o să fie la momentul respectiv, dar cred că dacă îl implici pe Dumnezeu în toate lucrurile și te ții de ceea ce îți spune și îți poruncește Scriptura, cred că ai numai de câștigat și ai numai binecuvântări să ne pădesc pe capul celor neprihănit, cum scrie în Proverbe. Și cred că creștinii trebuie să fie un model, un exemplu, nu numai în business, în toate lucrurile, în business cu atât mai mult, adică să împletești credința cu fapta. Deci să nu fie doar o teorie, să da. Fie da, lucrurile... să nu fie, să zicem una și să facem alta, că atunci ne furăm singur căciula, părerea mea. Ce-ți place în biserica actuală? Că nu mai ești în biserica copilăriei. Îmi plac multe lucruri. O biserică frumoasă în Sebeș, deci frați foarte primitori, care m-au primit cu dragoste, care mi-am găsit prietene, familii care ținem foarte mult unii la alții. Da, o familie, pot să zic, familia lărgită a bisericii, o familie frumoasă. Să bine. Și ce poate face o familie pentru biserică? Că știu că la lista Biserica pentru Familii, ce ar trebui sau poate să facă, de multe ori așteptările noastre sunt multe. Dar noi, ca familie, ce am putea face pentru biserică? Putem să facem multe, să ne implicăm, să ajutăm pe cei din biserică. Eu...
noi ca și familie, tot timpul eu cred și Sami amândoi ca și familie, nu neapărat slujirea ca să te vadă cineva. Că podiumul totuși, da, nu e așa de mare. Da, și nu suntem, nu ne place să... Sunt lucruri care poate Dumnezeu le știe și asta mi se pare că e frumusețea. Să ajutăm oamenii, asta ne place. Merge foarte. Și din umbră. Da, merge. Eu zic că merge bine din umbră. Dar când slujești în umbră, e suficient să fii tu în umbră sau trebuie să fie în umbră și Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și să iasă în evidență, eu zic. Dacă asta poate fi o frământare, faci ceva și poate fi, sunt mai multe moduri de a gândi, fac ceva, nu spun nimic despre Dumnezeu, nu cu tare, că oamenii vor vedea, sau alții spun nu, cu atitudinea necesară, cu smerenie necesară, oamenii trebuie să știe că nu sunt eu prin natura mea așa ceva, ci este rezultatul schimbărilor, da, care l-a produs Hristos în viața mea, și atunci oamenii spun, băi, e clar că, uite, se vede la ei credința, se vede în fapte, se vede că Dumnezeu i-a schimbat. Deci te-ai căsătorit la 26 de ani? Nu, la 30. La 30 de ani. Oa, ce faină! Până atunci ai făcut tot, da, ce ai vrut, aproape tot ce ai vrut, da? Și de câte ori ai plâns până la 30 de ani că nu te măriți? Am înțeles, până la 26 de ani n-aveai voie să plângi. Nu aveam. Că tu ai făcut că 26 de ani. Dar bun, deci ți-ai imaginat așa, vin 26 de ani, apare făt frumos, calul alb, tot ce așa. Bun, au sosit 26 de ani. Făt frumos, a fost parașutat de tine, apropo, dar nu contează, tu l-ai trimis, zi-mi 26-30 de ani. A fost o perioadă în viața mea în care mi-a fost frică să nu aleg greșit. Mă maturizasem destul de bine. Ai văzut și tu mai multe decât, da, ai vrut. Da, și atunci mi-am dorit foarte mult să fac o alegere bună, care să dăinuiască și să nu-mi pară rău. Și îi mulțumesc la Dumnezeu că am făcut o alegere foarte bună. Dar nu mi-ai răspuns dacă ai plâns. Da, am plâns. Am plâns, da. Erau zile în care clar că am plâns, pentru că m-am rugat în perioada asta foarte mult și ca să Dumnezeu să îmi vorbească cu cine să mă căsătoresc. Mă puteam să mă căsătoresc cu mai multe persoane, dar m-am rugat la Dumnezeu. Ai vrut neapărat să ai certitudinea, da, aia că ești, da, în voia lui Dumnezeu. Da, că sunt voia lui Dumnezeu și că soțul care mă voi căsători e ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru mine. Deci nu mi-am dorit niciodată doar să fiu căsătorită. Deci asta a fost un lucru care l-am... Bun, eu le spun la unii și prima dată se supără, să zic, dacă întreb fetele, nu, că ne-am luat acum de fete, știi, câte vreți să vă măritați, zic, nu e adevărat. Cum? Nu e, voi nu vreți să vă măritați. Sau uite, cazul vostru, știi, să zic, care vă doriți un copil? Bănuiesc ca să zic, voi nu vă doriți copil. Cum, frate? Adică tu spui, bă, ăsta chiar e obraznic, n-ai curajul să spui asta poate pe față, noi postim de rugăm. Nu, eu zic, Estera, voi nu vă doriți un copil. Că dacă după asta pun întrebarea, să zic acum că am trecut la copil, zic, vă doriți un copil în cărucior? Vă doriți un copil bolnav? A, zic, voi nu vă doriți copil. Nu poate nu o exprimați că o luați, voi vă doriți un copil sănătos, un copil inteligent, un copil frumos, un copil nu care să umple iadul, ce să-l puteți... A, zic, păi atunci dacă vreți un asemenea copil, lăsați-l pe Dumnezeu să decidă când să vină, când sunteți voi pregătiți și tot, ca finalul să fie frumos. Asta la măritișul tău, deci tu n-ai, da, dorit să te măriți, tu ai dorit să te măriți într-un anume fel, da, și atunci ai spus, asta este, plătesc prețul, da, ți-a trecut prin cap și că nu o să te măriți niciodată. Da, la un moment dat, da, am zis că dacă nu, da, dacă nu o să găsesc un băiat care să fiu 100% convinsă că el e pentru mine, nu o să mă căsătoresc. Oricum nu. Nu, că... nu, deci doar de dragul să fiu căsătorită și să fiu și eu la casa mea ca toate familie, nu mi-am dorit și... Da, păi eu la câte le zic, decât să, da, plângi în fiecare zi, da, mai bine plângi o dată pe lună, da, sau pe săptămână. Da, deci asta nici nu mi-am făcut probleme, puteam să rămâne căsătorită dacă nu găseam un băiat credincios.
Și acum, dacă ai avea un grup de fete în fața ta, vreo 50 de fete, ce le-ai spune? Să se roage la Dumnezeu și să aștepte. Și doar în momentul în care... Bun, întrebarea lor, până când? Până când, eu cred că Dumnezeu, dacă ești credincios și te rogi, Dumnezeu îți trimite un soț. Dacă te rogi și dorești chestia asta, să ai o familie... Nu, da, poate veni un soț cu viteză mai mică, nu știu... Până trebuie ajunge. Să-l aștepți. Până ajunge, da, 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 până ajunge. Că te poți căsători și să te căsătorești greșit. Deci acolo că am plecat de la toate lucrurile, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, poate fi corelat cu ce spune înțeleptul Solomon, că Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea lui, când hotărăște. Când hotărăște. Timpul lui. Da. Ce ai spune tu băieților, Sami? Tot la fel cum a zis și soția mea, cred că cine îl va implica pe Dumnezeu în toate lucrurile, îl va regăsi în ceea ce îi se întâmplă. Și dacă nu îl implici pe Dumnezeu, atunci nu cred că să te aștepți la minuni foarte mari sau deloc, dar cred că rugăciunea și postul întotdeauna au dat rezultate, chiar și pe tărâmul acesta al căsătoriei și pentru mine a fost multe întrebări, dar Dumnezeu are timpul lui și mi-a luat timp să înțeleg lucrul ăsta, recunosc că Dumnezeu are timpul lui și ceasul lui, nu grăbește, dar nici nu întârzie și cred că, așa cum scrie și prorocul Ieremia, bine este să aștept în tăcere ajutorul Domnului. Dar într-o lume așa grăbită în care trăim... Nu e ușor, da. Deci noi recunoaștem că nu e ușor așa, nu e atât de ușor să aștepți cum să vorbești despre așteptare. Exact. Și mai ales, bănuiesc că asta ni se întâmpla la toți, când suntem mai tineri și vorbesc alții dinainte, noi zicem, voi este ușor vouă. Exact. Dar după asta ajungem și de acolo și vedem că ați... Ce ați spune unei familii la început de drum? S-au căsătorit frumos, tot ce le-ați spune la început de drum? Noi ce am constatat prima dată, pentru noi, ce ne-a ajutat foarte mult, am făcut un pact la început, amândoi, în momentul în care sunt eu supărată, Sami să nu spună nimica și invers. Doar în momentul în care are o zi la servici grea, e foarte, acum pentru noi, faptul că lucrăm împreună e chiar ok, faptul că știu cine l-o supăra pe el sau el pe mine și atunci știu, e supărat, îl las în pace sau invers. Și atunci... Cam cât? O săptămână? Două? Nu, că ne trece ușor, de obicei da? Ne trece repede. Știi că eu acum, în cazul vostru, tot am vrut să fiu cu precizia asta, să știu cât, da. Și al doilea lucru, iar, adică mai multe am avut noi, să nu ne culcăm niciodată certați. Și mulțumim la Dumnezeu că am reușit în 9 ani să nu... Să stați treci. da. Să ne împăcăm înainte de a dormi. Frumos. La o familie proaspăt căsătorită, eu le-aș recomanda să stea singuri, cum am stat și noi. Și cea te mai... referi să nu fie cu părinții? Da, exact. Da. Ei singuri, ei sub un singur... Bun, dar nu să-și despartă inima de părinți. Nu. Doar să locuiască să separat, fie o familie, da, să fie o familie din punct de vedere social. Și ce-am mai hotărât noi, țin minte, după căsătorie, să nu avem televizor un an de zile. Să nu ne uităm la televizor în casă, adică să nu avem în casa noastră. Mă aveai la cine te uita, știi? Ce să mai... Exact. Dar eu nu credeam că pot să rezist. A zis, de dragul ei, fac orice. Acum m-am căsătorit, clar. Și am constatat că timpul se poate folosi în beneficiul amândurora. Sigur. Auzi, iacă, mie îmi vine idei cu voi așa. Zici să nu stea cu părinții. Bun, dar dacă ar fi să stai cu părinții, cu socrii, poți avea niște avantaje, nu? Îți mai fac mâncare, îți mai calcă haine, nu plătești curent, cu tare. Dacă te duci pe cont propriu, cam te costă tot. Așa, din punct de vedere financiar, ce ați recomanda unei familii? Viața oricum costă. Viața oricum costă, da. Și sunt prețuri mai mari. Plătește prețul la început, ca îmi place, să nu plătești mai târziu. Îmi place, mai târziu. Da. Idealul, știi, care zic eu, separați și aproape. Da. Separați și aproape, dar separați. Dar din punct de vedere financiar, că na, nu neapărat, și subiectul ăsta e mai sensibil, mai ales când îl discuți în altă parte. Foarte sensibil. Da. Ați
recomanda unei familii să fie credincioase lui Dumnezeu și din punct de vedere financiar? Da. Da, clar. De fapt, asta arată cât îl slujești pe Dumnezeu sau cât are loc Dumnezeu în viața ta. Dincolo de vorbe. Că... Da, dincolo de vorbe, că de vorbit am tot povestit. Da, avem tot felul de slogane. Exact. Da. Dar când îi dăruiești lui Dumnezeu, de fapt, din ce ți-a dat El, arată ce Dumnezeu ai sau cât e de mare pentru tine Dumnezeu sau cât contează Dumnezeu în viața ta până la urmă. Deci tu vrei să spui că dărnicia are întâi de a face cu mine, nu cu Dumnezeu? Mă descoperi pe mine atunci? Are de a face cu punerea în practică a ceea ce citesc în Scriptură și a credinței până la urmă cred și a disciplinei. Cred că îți dai seama că te cred 100%. Dar nu știu, probabil de la părinți, nu știu exact de ce am dăruit, de ce am început să dăruiesc. Am spus-o de mai multe ori, părinții, noi am fost o familie modestă, iarăși pentru cei tineri nu o să însemne nimic, mi-a rămas în minte o întrebare a mamei, de ce ne cumpărăm Eugenia în ziua de Paște? Eugenia era 65 de bani sau așa. Și într-un fel avea sens ce mă întreba mama, pentru că în contextul românesc, măcar la Crăciun și la Paște, erau cozonaci, prăjituri de toate, cam la oricine, da? De ce atunci noi ne duceam să ne cumpărăm o Eugenie? Am găsit răspunsul mai târziu, că în ziua de Paște aveam un leu. Ce frumos! Și atunci îmi permiteam, nu mai conta, și eu atunci aveam leu. Dar uite unde e diferența. În fiecare duminică, noi primeam un leu frumos, parcă acum îl văd, pe care noi copiii să-l punem la biserică. Nu o să vă spun o noutate, că am fost și prăpădit, adică aveam idei. Niciodată nu mi-aduc aminte să-mi fi trecut prin cap leul acela să nu-l pun la biserică. Alte șmecherii am făcut, dar ăla nu mi-aduc aminte. După asta am învățat că trebuie să dăruim lui Dumnezeu și am zis, cine nu învață bucuria de a dărui, pierde enorm de mult. Da. Pierde enorm de mult. Și nu vorbim mai despre bani. Acum am discutat despre bani. Da. Poți să dăruiești atât de mult, dar și eu cred că prima dată, dacă vorbim despre dărnicie și aspectul financiar, are de-a face cu mine, îmi demonstrează cine sunt eu, cum ai zis tu, cât valorează Dumnezeu pentru mine. Iar dacă este vorba de credincioșia lui Dumnezeu, nici nu cred că trebuie luată în discuție. Încă n-am găsit pe cineva care să-mi spună că Dumnezeu i-a rămas dator. Și... Niciodată. Asta e interesant. Dar spunea cineva că noi creștini suntem foarte interesanți. I-am încredințat lui Dumnezeu viața, i-am încredințat veșnicia noastră și ne temem câteodată să încredințăm aia 20 de lei pe care îi avem. Da. Curios exact. Suntem și noi. Când da. De fapt totul e a lui. Și când noi... totul e a lui, da, și e privilegiul acela să știi că ai un Dumnezeu așa de mare de la care vin toate lucrurile. Și că Dumnezeu îți oferă onoarea asta să faci ceva împreună cu El, când El ar putea să facă fără tine și nu are nevoie de noi. Așa este Dumnezeul nostru, sperăm că așa este Dumnezeul vostru, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu de aproape, care niciodată nu a fost doar undeva în slavă, în glorie, ci a fost mereu în noi, a fost cu noi. Și știți și istoria aceea, când nu îl vedem pe Dumnezeu lângă noi, poate Dumnezeu chiar atunci ne duce în brațe și ne poartă El ca să ieșim biruitor din încercări. A fost o mare bucurie să ajungem în casele dumneavoastră și în ziua aceasta. Mulțumim frumos că ne-ați primit, vă mulțumesc frumos pentru rugăciuni, vă mulțumim frumos pentru trăirea care o încercați frumoasă în fiecare zi, în familie, în societate, înaintea lui Dumnezeu. Sper că vă aduceți din când în când aminte, vă mai aduc și eu aminte, că n-am fost binecuvântați, punct. Și am fost binecuvântați să fim o binecuvântare pentru alții și... Nu încercați să împărțiți viața în lucruri mari și în lucruri mărunte. Lucrurile mari s-ar putea să fie foarte puține în viață. Ocaziile de fiecare zi, lucrurile acelea mărunte, puse în mâna lui Dumnezeu, pot însemna enorm de mult pentru alții. Dacă nu sunteți căsătoriți,
așteptați în continuare, dacă se poate, în tăcere, fără murmur, dacă nu și cu murmur, că o să ne pocăim și de asta, așteptați ajutorul lui Dumnezeu, că El vine și când vine chiar o să spunem toți, cum au spus evreii, bună țară ne-a dat Domnul Dumnezeu nostru. Păi normal că așa le-a spus că este bună, da? Dacă sunteți căsătoriți, bucurați-vă de fiecare har, binecuvântare pe care o vă dă Dumnezeu, fiecare zi pe care o vă dă Dumnezeu. Dacă poate unii sunteți nu chiar în valea umbrelor morții, dar știu eu, pe cerul vieții voastre au apărut și câțiva nori. Ascultați-mă, faptul că apare un nor nu înseamnă că a dispărut soarele. Înseamnă că doar nu-l vedem noi pentru o vreme. Știți ce repede trec câteodată norii și vine soarele strălucitor și parcă apare mai frumos. Dumnezeu este acolo, Dumnezeu vă iubește la fel de mult. Poate, încă o dată, trebuie să vă amintească sau să vă învețe ceva. Dacă nu puteți purta povara singur, nu o purtați singur, găsiți pe cineva, împărtășiți-o. Până ajungeți la altcineva, există unul care nu vă dezamăgește niciodată, nu discută cu altcineva, el ne știe, ne înțelege și ne binecuvintează. Dacă o să vă rugați pentru frații noștri, rugați-vă să fie în continuare cu inima deschisă, amin, pentru Dumnezeu, pentru slujire, să fiți în continuare o binecuvântare, amin, pentru mulți. Amin. Încă o dată mulțumesc că ați venit, mulțumim că ne-ați ascultat și mulțumim lui Dumnezeu pentru că face toate lucrurile frumoase și pentru cei care îl iubesc pe El, da? Toate lucrurile lucrează înspre bine, nu după calendarul nostru, după calendarul Lui, și este bine și așa, adică așa este bine, cel mai bine.